Bună seara, Aliuță. Salut. Știi ce am? O singură întrebare. De câte ori ai urcat beat sau fără permis la volan? Sincer, persoanele care mă știu foarte bine nu sunt cu băutura. Odată că m-am pocăit și sunt pocăit de aproape 7 luni de zile și nu suntem cu băutura, dar eu dinainte de botez nu le aveam cu băutura. Asta e un fapt bun pentru mine că nu am avut dar ocazia ca să te urci la volan beat, ai avut odată din cauza anturajului, sincer. Nu, pentru că eu nu am fost cu băutura. Sincer, în trecut, nu. Pentru că nu sunt cu băutura nici acum, nici înainte. Dar ai avut permisul vreodată suspendat? Da, sau luat? Deja. Și aici ai urcat la volan? Nu. Cât am fost, de ce n-ai urcat la volan când aveai permisul reținut? Nu, atât timp cât l-aveam suspendat, nu puteam să risc. În cauza că tu ai gândit, nu? M-am gândit în primul rând la familie, la mine, libertatea, și să nu risc cu nimic. Pentru că vedem și cazul lui Dănuț săracu. Dănuț nu poate greși, știu, dar știi ce există o chestie. Legea trebuie respectată de oricine. Chiar ca să zic, în această țară există o carte care are acea carte, așa se cheamă, Constituția României, articolul 16. Nimeni nu e mai presus de lege. Sunt de acord cu asta, dar și în cazul lui Dănuț s-a aplicat legea și va suporta consecințele. Cred că v-a învățat din asta. Mie personal îmi pare rău de el pentru că... N-a învățat că este, ca să zic, a treia sau a patra oară când recidivează. Știai? Eu cred, știu asta, dar eu cred că odată cu acest... pare rău că... pedeapsă care va primi de 7 luni... Este un mare jucător. Mare fotbalist. Eu l-am admirat ca și jucător. Îmi pare rău, este prietenul meu și sper ca după această pedeapsă să conștientizeze că nu mai este puști. Și eu sunt sigur că nu va mai repeta această greșeală. Mie îmi pare rău pentru că el este un fost fotbalist mare. Este, da, foarte mare, dar la cam aicat anumite aici, chestii. Cred că și-a... adică... singur a stricat-o. Da. Îmi pare rău pentru el și sper să înveți ceva din chestia asta. Mersi.